Ochia albă purtată de Marilyn Monroe în filmul 7 ani de căsnicie a fost vândută pentru 4 milioane și jumătate de dolari la o licitație care a avut loc la Los Angeles. Alături de celebra rochie au mai fost oferite spre vânzare și alte costume intrate în legendă purtate de actrițe în filme memorabile, o rochie roșie cu paiete și o podoabă din pene pentru păr. Purtate de Marilyn Monroe în filmul Domnii preferă blondele au fost vândute pentru aproape 1 milion și jumătate de dolari, iar un costum purtat de actriță în Râul fără întoarcere a fost adjudecat pentru 510.000 de dolari.